Se pare că apele nu se liniștesc deloc la IPJ Dâmbovița. De anul trecut, de când a fost înlocuit comisarul șef Vasile Tache, schimbările la vârful inspectoratului s-au ținut lanț. Polițiștii Dâmbovița nu au avut numai puțin de patru șefi. Cel de-al patrulea, comisarul șef Marian Gălbenuș, nu a rezistat nici cel prea mult la cârma IPJ. A preluat comanda inspectoratului în octombrie anul trecut, după ce a fost șef al Poliției Găiești și al Poliției Târgoviște. În toată această perioadă, însă, a fost împuternicit în funcția de inspector șef al IPJ Dâmbovița. Acum se pare că va ajunge adjunct la Poliția Municipiului Târgoviște. În Puntea polițiștilor dâmbovițeni va fi începând de astăzi comisarul șef Daniel Zepiș. Nu este prima oară când Zepiș este împuternicit pentru această funcție. În luna iunie, când comisarul șef Cornel Ciocoiu s-a întors în București, a predat ștafeta lui Zepiș, care a îndeplinit atribuții de inspector șef al IPJ Dâmbovița timp de câteva luni.